Working Gap. Did you see how many beautiful girls are wow, here? Wow, wow. I'm happy you asked that question because the women are crazy beautiful. Ok, let's say hello to Celia. Este și ea aici. Bună, Celia! Cum te simți? Vreau să te pun pe tine să vorbești un pic despre proiectul tău alături de el și apoi o să vorbim și cu el. O să facem așa o paralelă. Da, este vorba despre un proiect de viitor, un proiect foarte, foarte bun care o să fie dat pe mai multe țări din întreg globul. Bineînțeles că producătorul este Costioniță, la fel cum i-am învățat pe cei care îmi iubesc muzica, am rămas la același producător, manager Costioniță și cu ajutorul lui, uite, am tot felul de colaborări de care nu pot să zic că, decât că sunt extraordinar de fericită. Well, Celia, she's very talented. She has the looks, she has the whole international thing going on, you know what I mean? So, when I got the MP3 with the song that she was working on, I was really happy to be able to be part of this, you know? So this is going to be something very big, yeah. Vreau să te întreb, am înțeles că acest proiect presupune un single pe care voi nu l-ați finalizat încă. Este finalizat, doar că nu avem voie încă să-l promovăm. Nu poate fi promovat pentru că încă sunt în discuții cu partenerii mei de afară când să-l lansăm. Și atunci nu trebuie să se facă publică absolut nicio secundă din melodie sau alte lucruri. Oricum, melodia este superbă și plus de alta o să am cu K-Style mai multe colaborări pentru mai multe proiecte. What about Costioniță? I met him today. It was crazy. We had a dinner and it was really fun. He's a very talented man and everything. So meeting up with Celia at the same time is going to be a huge success. We're going to make this happen, you know? Și o să auzim mai departe despre Costioniță, că o să facă foarte multe alte colaborări și cu alți artiști de afară, de peste granițe? Da, deja se întâmplă acest lucru. Miercuri sunt în Miami să filmez videoclipul cu Shaggy și cu Bob Sinclair. Apoi, într-adevăr, mai sunt câțiva artiști internaționali americani care vor să lucreze cu mine. Și nu numai, din toată lumea au început foarte mult. De la acest, într-adevăr, de la mai multe single-uri care le-am scos pe piață, se pare că lumea se îndreaptă către România și, în mod special, către mine. Doamne ajută! E bine pentru noi toți! I'm having a show tonight, so it's gonna be really fun. And I want you to dance. You gonna dance with me on stage? Of course! Okay. It will be my pleasure! Okay. All my pleasure! It's gonna be fun, it's gonna be fun! Then I pick up truck. Yeah, you should come and girl, I need to make you black. Life is sad, never really was. It's waiting on me. So